se declară neconstituționale textele. Citez. 1. Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. Următorul. Este ales candidatul care a obținut votul a 3/5 din numărul deputaților aleși. Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidați, stabiliți în ordinea numărului discrescător de voturi obținute la primul tur. Următorul. Dacă și în turul al doilea niciun candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate. Dacă și după alegerile repetate, președintele Republicii Moldova nu va fi ales, președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament.